Omul de afaceri clujean, Ioan Bene, condamnat în cazul mită la Consiliul Județean Cluj, a fost trimis în judecată într-un nou dosar penal, instrumentat de procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria Cluj-Napoca. Magistrații de la Tribunalul Cluj au finalizat etapa din camera preliminare și au decis începerea procesului pe fond în noul dosar cel vizează pe Ioan Bene. Inculpatul Ioan Bene, în calitate de acționar majoritar în grupul de societăți comerciale din care face parte și SC Napoca Minserele, a instigat la efectuarea lucrărilor de exploatare, fără obținerea în prealabil a permisului de exploatare pentru o suprafață de teren din comuna Apahida. Fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la executarea de activități miniere fără permis sau licență, prevăzute de articolul 47, cod penal raportat la articolul 57 alinatul 2 din legea numărul 85 per 2003, se arată în rechizitorul procurorilor. Pentru aceeași infracțiune a fost trimis în judecată și angajatul său, Mugurel Fărcaș, cel care era administratorul firmei Napoca Minserele. Potrivit rechizitorului, Ioan Bene și angajatul său ar fi dat dispoziții pentru exploatare ilegală de piatră în comuna Apahida. Bene a fost condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru fapte de corupție. Înainte de aflarea deciziei, acesta a plecat în Italia și a refuzat să-și execute pedepsa în România. Autoritățile din Italia i-au admis cererea să nu fie extradat și au recunoscut sentința curții de apel Cluj. Justiția italiană l-a lăsat pe Ioan Benner în detenție la domiciliul său, într-un oraș situat în sudul Italiei.